Sănătate și bine revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a Știri Lopescu din lumea criptomonedelor. Un neurolog de top spune că tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție ADHD nu există și a fost inventată de Big Pharma în conspirație cu agențiile guvernamentale de reglementare pentru a păcăli copiii mici și vulnerabili cu medicamente psihiatrice profitabile. Primarul orașului New York, Eric Adams, a fraudat 10 milioane de dolari din fondurile contribuabililor, arată un rechizitoriu. Pe lângă primarii noștri, aș putea spune că primarul New Yorkului este un începător. CEO-ul platformei de criptografie Zort a fost arestat datorită acuzațiilor că ar fi plătit deputații din Los Angeles pentru activități ilegale. Autoritățile americane au confiscat peste 6 milioane de dolari în criptomonede legate de o schemă de investiții frauduloasă organizată de criminalii din Asia de Sud-Est. O aplicație de portofel cripto frauduloasă de pe Google Pay, o copie scam a portofelului Wallet Connect, a furat 70.000 de dolari de la utilizatori. În urma exploatului de 2 milioane de dolari ce a avut loc ieri, protocolul de restaking Bedrock DeFi integrează Chainlink Proof of Reserve, ce va ajuta la securizarea funcției de mintare pentru a atenua viitoarele exploatări de securitate. Instituția SEC a depus acuzații împotriva proiectului MangoDAO, Blockworks Foundation și MangoLabs pentru oferirea de valori mobiliare neînregistrate. Entitățile își vor distruge jetoanele Mango, vor cere schimburilor cripto să nu mai tranzacționeze jetoanele și de asemenea or să plătească 700.000 de dolari ca partea de contării cu SEC. Președintele SEC, Gary Gensler, semnalează intenția de a finaliza regulile care ar putea afecta platformele DeFi. Parlamentarii intenționează să demonstreze că Gary Gensler a mințit sub jurământ că nu avea cunoștințe despre operațiunea Choke Point 2 concepută pentru a împiedica adoptarea pieței cripto. Tether ajută autoritățile olandeze și americane să captureze 7,8 milioane de dolari în cripto. Optimismul crește pe măsură ce propunerea de ardere a monedelor USDC obține aprobarea ecosistemului Terra Luna Classic. Bursa de criptomonede Bybit și-a asigurat o licență în Kazakhstan, marcând expansiunea sa în regiunea Comunității Statelor Independente. Valoarea totală blocată a rețelei Base depășește 2 miliarde de dolari pentru prima dată pe fondul activității susținute a utilizatorilor. Katie Wood de la ARK Invest spune că are un preț țintă de bază pentru Bitcoin în intervalul de 600.000 de dolari, iar ținta TAUR este de 1,5 milioane de dolari per Bitcoin până în 2030. Sue Zorman, un consilier financiar binecunoscut, pledează pentru ca toată lumea să aibă expunere la Bitcoin și subliniază potențialele câștiguri pentru cei care pot gestiona volatilitatea acestuia. Parlamentara Joana Cotar anunță formarea Asociației Federale Bitcoin în Parlamentul German pentru a sprijini educația financiară. CEO-ul de la Cantor Fitzgerald spune că Bitcoin ar trebui tratat ca aurul și ca petrolul. Când înțelegi cu adevărat Bitcoin, este greu să-l vezi altfel. Taxele de tranzacție Ethereum cresc pe măsură ce activitatea blockchain crește, spune Coinbase. CEO-ul VeChain, Sunny Liu, dezvăluie viziunea V-Better DAO și viitorul DAO într-un interviu exclusiv. Fundația Avalanche dezvăluie un program de granturi de 40 de milioane de dolari numit Retro 9000 pentru a încuraja dezvoltatorii să construiască pe rețeaua Avalanche. THEHUB ne prezintă programul accelerator XDC Network Finternet, împuternicirea startup-urilor Web3 pentru un viitor mai luminos. Invităm startup-urile pregătite pentru MVP să aplice și să facă parte din această călătorie interesantă către redefinirea viitorului finanțelor și tehnologiei. Vladimir Putin a dezvăluit planuri pentru un sistem de plată independent în colaborare cu țările BRICS pentru a asigura tranzacțiile de comerț exterior. Un expert spune că eșecul dolarului va duce la căderea Imperiului American. Monedele stabile și criptomonedele amenință dominația banilor fiat în Asia de Est. Vicepreședintele kenian îndeamnă pe liderii africani să folosească inteligența artificială pentru creșterea economică.
Token Glade ne spune că Stellar transformă viitorul finanțelor cu blockchain-ul său rapid, cu costuri reduse și scalabil. Indiferent dacă mutați bani peste granițe sau creați active digitale, Stellar oferă eficiență și securitate de neegalat. XRP și Internet Computer sunt în prezentarea CME din septembrie 2024 pentru a-și arata diverse oferte de cripto, subliniind inovația și satisfăcând cererea de active digitale în gestionarea riscurilor și acoperirea pieței. Trezoreria RLUSD a mintat 300.000 de monede stabile RLUSD pe rețeaua Ethereum, iar mai devreme a mai avut loc o mintare de 50.000 de monede. Ledgerul XRP oferă două actualizări majore înainte de lansarea monedei stabile RLUSD. Parteneriatul Ripple cu furnizorii de tehnologie SWIFT, precum Finastra, îi oferă acces la toți cei 11.000 de membri ai rețelei SWIFT. Această strategie poziționează eficient Ripple pentru succes pe piața plăților transfrontaliere. Colaborând cu majoritatea furnizorilor de tehnologie din rețeaua SWIFT, Ripple poate implementa XRP prin parteneriate cu terțe părți pentru tranzacții rapide și eficiente. Nu este o competiție. SWIFT a evoluat într-o platformă care oferă noi servicii alături de o gamă largă de parteneri activați cu blockchain, iar cu această abordare Ripple și SWIFT nu au nevoie de un parteneriat direct pentru ca moneda XRP să fie utilizată de cei 11.000 de membri ai sistemului SWIFT. Trustul XRP de la Grayscale este deschis investitorilor eligibili care doresc expunere la moneda XRP ce alimentează XRPL-ul, o rețea distribuită pentru plăți transfrontaliere. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultant financiar, iar ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectat cât mai multe criptomonede.